Joi, pe 15 iulie, Adrian Ion și Beinur Cojocaru erau împreună în mașină la un semafor aflat la doar câțiva metri de piața Charles de Gaulle. Deodată au simțit o zdruncinătură puternică. S-au dat jos imediat să vadă ce se întâmplă, moment în care au observat elicopterul care lovea un stâlp de iluminat și se îndrepta spre ei. Cu prezență de spirit, au reușit să prevină producerea unui dezastru. Am oprit toate mașinile din intersecția respectivă, ne-am mobilizat și am strâns și alți colegi. De așa natură încât să poată să aterizeze oarecum. Am avut și noroc pentru că a fost timingul perfect. Celelalte mașini erau oprite la semafor și încă nu erau pe viraj anumite mașini care să intre în contact cu elicopterul. Pentru ce au făcut, cei doi au fost decorați de ministrul Lucian Bode. Recompensat a fost și acest luptător SAS, care în ianuarie a salvat un copil de 7 ani dintr-o explozie produsă cu bună știință chiar de tatăl care încerca să se sinucidă. Mi-a învârtit casca invers și atunci mi-am dat seama, am zis că mi-a sărit capul pe umeri. Și când m-am pipăit așa, mi-am dat seama că sunt în viață. A zburat ușa pe lângă mine și atunci am intrat înăuntru și l-am văzut că el era în partea stângă, aici, tot pe tot cu ușii, împreună cu copilul. Și a țâșnit atunci pe sub ușă și l-am reușit să-l imobilizăm. Și luăm și copilul de acolo, care prezenta arsuri destul de grave. Claudiu Vădăjelu recunoaște că încă este teamă în unele situații, în ciuda experienței acumulate în timp. Dar, spune el, tocmai strângerea de inimă îl ajută să intervină corect, fără riscuri inutile. Nu la fel gândesc însă mulți care se aventurează pe crestele munților, fără pregătire și fără echipament. Un jandarm, decorat și el pentru o acțiune de salvare în munții Piatra Craiului, ar vrea o lege care să-i tempereze pe turiștii care își riscă viața pe munte. Această prevedere nu este necesară, este primordială. Noi ne dorim foarte tare să există o prevedere care să poate să-i țină deoparte, cel puțin pe cei care nu cunosc traseele montane, că mulți nu știu. Muntele e frumos, într-adevăr, doar că nu știu pe ce trasee se angrenează și la un moment dat poate să se termine prost. 28 de pompieri, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră au fost decorați cu ocazia zilei Ministerului de Interne.